Dragii mei, în ultima vreme, foarte multe doamne, indiferent de vârstă și naționalitate, suferă de o boală numită infertilitate. Acesta este motivul pentru care am venit la un cabinet medical de specialitate și stăm de vorbă cu doamna doctor. Alexandra Dumitrescu. Vă rog să ne spuneți ce probleme întâmpinați dumneavoastră. Cine sunt pacientele dumneavoastră? Pacientele noastre, în general, sunt femei de carieră care au ajuns la 35-40 de ani și care până acum nu s-au gândit la a avea un bebeluș la aceste vârste destul de mature pentru a încerca să obțină o sarcină. Dar ce este de remarcat este în ultimul timp că și doamnele de etnie romă, care înainte veneau pentru întrerupere de sarcină și rămâneau foarte, foarte ușor însărcinate, acum vin ca paciente infertile și la 18-20 de ani, din cauze generale ovariene, tubare sau uterine. De asemenea, o cauză care începe să prindă amploare ca număr ar fi cauza masculină, deci sunt cupluri din ce în ce mai numeroase, care nu pot obține o sarcină din cauza calității slabe a spermogramelor, apar valori anormale asupra mobilității și a sănătății celulelor masculine, astfel că femeia nu poate rămâne sărcinată. Ce le recomandați pacientelor dumneavoastră? Le recomandăm în primul rând ca orice cuplu care își dorește un bebeluș să aștepte timp de un an, să aibă contacte naturale și abia apoi să meargă la un centru specializat. De multe ori se merge la medici obișnuiți care nu știu cum să abordeze această patologie nouă și de nișă și de aceea este bine să nu piardă timp. Ce este important este să nu piardă timp, să afle cauza, să investigheze toate cauzele posibile și să aleagă varianta cea mai bună de tratament. Vorbiți-ne despre rezultatele dumneavoastră. Noi ne lăudăm cu rezultate bune, care sunt peste media europeană la succesul pentru FIV, și ne bazăm pe evaluarea corectă și atentă a cuplului. De multe ori perechea vine să-i facem o inseminare sau o procedură de laborator și doar cu o simplă rețetă și cu 3 consultații obținem o sarcină pe cale naturală. De aceea e bine să aflăm cauza și să știm pe ce cale să o abordăm. Care este vârsta cea mai înaintată a pacientelor la care acestea au rămas însărcinate, cu ajutorul dumneavoastră, bineînțeles? Cea mai mare doamnă în vârstă până acum are 48 de ani și are un băiețel de câteva luni. Felicitări! Vă mulțumesc! La ce vârstă recomandați să se înceapă viața sexuală? Conform manualelor de anatomie, este sănătos să își înceapă viața personală intimă la 18 ani. În momentul de față, în România, vârsta este mai mică, iar în Europa de vest, în țările mai dezvoltate, este și mai mică, la 14-15 ani. Din punct de vedere al procreierii, nu numărul mare de parteneri și vârsta timpurie scad rata de a avea o sarcină, de a avea o viață sănătoasă genitală. Pentru că numărul mare de parteneri și vârsta mică de debut a vieții sexuale înseamnă un risc mare de infecții cu HPV, cu clamidie și cu alți microbi periculoși, care în general duc la stuparea trompelor, cum se spune în popor, și la incapacitatea de a rămâne sărcinată. De aceea noi încercăm să educăm tinerele fete care vin de multe ori cu mama lor, care e pacienta noastră, și aduc fetele la 18 ani să le educăm puțin sexual și le învățăm ceea ce trebuie să facă ca să-și conserve această putere de a deveni mame. Este o capacitate pe care bine să o păstrăm, să nu o consumăm sau să o alterăm inutil. Sfaturile noastre pentru tinerele care ne urmăresc acum? Sfaturile mele sunt să se ferească de o sarcină nedorită întotdeauna înainte de a avea un copil, de să folosească o metodă cu o rată bună de succes, gen pilulă zilnică sau montarea unui sterilet, să folosească un prezervativ la fiecare contact, în special cu parteneri noi necunoscuți, pentru a evita bolile cu transmitere sexuală, să aleagă să facă un bebeluș înainte de 25 de ani, este vârsta optimă, este sub 25 de ani, atunci când ovulațiile și toată partea genitală sunt fertile și perfect adaptate pentru a rămâne gravidă, și să nu fumeze.
care sunt bolile cu care vă confruntați în ceea ce le privește pe pacientele dumneavoastră? Pacientele infertile, în general, au infecții cu micoplasmă sau cu ureaplasmă, cu clamidie. În general, le tratăm și de multe ori doar după o rețetă rămâne sărcinată în mod natural. Ce este important să nu piardă timpul, dar nici să nu vină foarte repede la medic. Sunt femei care își propun să aibă un copil în următoarele 3 luni și dacă această sarcină nu apare, vin speriate la medic, iar această panică le face rău și le afectează starea generală. De aceea e bine să își respecte această perioadă de un an, sub 35 de ani. Trebuie să aștepte un an să aibă contact natural și dacă nu rămâne sărcinată, abia apoi să meargă la un medic specializat. Repet, nu la orice doctor care a născut-o pe sora ei sau care a operat-o vecină de fibromuterin. Sunt centre specializate și este o competență separată pe care anumiți medici o au doar de a investiga o pereche care nu poate să aibă un copil. Laboratorul nostru deține singurul laser din România care poate să evalueze genetic embrionii înainte de a-i pune în uter. Astfel ne crește rata de succes în mod semnificativ și astfel putem să fim siguri că bebelușul nu va fi cu malformații. Deci femeile, perechile care au acasă un copil cu o boală genetică pot veni la noi și astfel vom selecta din embrionii lor pe cei sănătoși. Și mulți dintre ei au curaj în acest fel să mai treacă printr-o sarcină și să mai nască o dată, pentru că se tem de multe ori că și al doilea copil o să fie la fel de bolnav ca primul. De multe ori vin să fac un copil ca să-l crească pe cel bolnav când ei o să fie bătrâni și este dramatic ceea ce ne povestesc și vin în general și cu copilul mare, pentru că îl testăm și pe el. Ce sfaturi îi dați unui viitor părinte sau unui om care își dorește să devină părinte, dar este bolnav, să zicem, de boli incurabile, cum ar fi diabetul sau alte boli? În general, la noi au venit perechi care au vrut să le folosim laserul, să alegem embrionii lor care nu au diabet. De diabet nu se moare, este o boală cu care putem să trăim și să ne tratăm, deci nu se află în indicațiile ale acestui aparat. Oamenii cu talasemie, de exemplu, minor, sunt mulți în România. Ei întâmplător se căsătoresc și ajung în cuplu și află abia atunci când vor un bebeluș că poartă amândoi boala. În general, unul știe că e talasemic, iar celălalt nu. Se căsătoresc și apoi află la noi în clinică, în general, că și partenerul are aceeași boală, fapt care ar afecta pe copilul lor în mod dramatic, adică letal. Și astfel ei ar fi o indicație de a veni la noi și a folosi laserul, pentru că am aflat embrionii care n-au talasemie și astfel putem să prevenim boala aceasta.